simcu aleși Domnului, popor minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, popor minunat. Strălucesc fețele cântă adunarea, cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că bunătățile și îndurările Tale le-ai înnoit față de viețile noastre. Și după masa aceasta putem să fim aici, în această casă de rugăciune, în prezența Ta, sub privirile Tale. Mulțumim, în numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm, primește mulțumirile pe care Ți le aducem. În numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm, Tată Ceresc, fă stropirea vieților noastre cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și vrednicește-ne să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea Ta. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să cercetezi și în această seară orice ființă care a pășit sau va păși pragul acestei case de rugăciune. În numele Domnului Iisus Hristos, Tată Ceresc, Tu care cunoști dorințele fiecăruia, Tu care cunoști întrebările și așteptările, mă rog ca mâna Ta cea binecuvântată să o lași deschisă în dreptul fiecăruia și Tu care poți, Doamne, lasă din harul Tău și din binecuvântările Tale și satură după dorință. În numele Domnului Iisus Hristos, Te rugăm, Tată Ceresc, să lași ungerea și autoritatea Duhului Sfânt la rugăciune, la cântare, la vestirea Scripturilor, Doamne. Fă, Doamne, pasul acesta să fie un prilej cu care numele Tău să se glorifice, biserica Ta să se zidească și împărăția Ta să se extindă. Încredințăm slujirea aceasta și viețile noastre în mâna Ta cea totputernică și Îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, că Tu ne iubești și ne asculți. Amin.
să reocupăm locurile, împreună dăm slavă Domnului cântând și fratele Cătălin și Ragu va veni, va avea un îndemn din Scriptură pentru noi și vom continua să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu, frați și surori, că înainte să iubim noi pe Domnul, Dumnezeu ne-a iubit El pe noi. Și pe când eram vrăjmași a oricărei neprihăniri străini de legămintele lui Dumnezeu, Domnul și-a dat viața pentru noi și ne-a răscumpărat, lăudat să fie Domnul. Vă aduc salutări din frumoasa Bucovină, am plecat de acasă cu știrea bisericii, frață de acolo vă transmit salutări. Salutul bisericii Maranata, Domnul nostru vine. În nădejde aceasta am fost mântuiți, că Domnul se va întoarce după noi. Pe noi acolo, pe dumneavoastră aici, Dumnezeu să ne dea puterea să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și în rugăciunea pe care o aducem înaintea Domnului, aș vrea să avem în atenția noastră două lucruri. Să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze toate familiile tinere, frați și surori. Traversăm niște vremuri destul de grele și într-un mod deosebit,
având în vedere că în seara aceasta este o lucrare de binecuvântare de copii, aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să cerceteze toate familiile tinere și să ne facă pe toți să înțelegem voia lui Dumnezeu cu privire la primirea copiilor în familie și Dumnezeu să întărească toate surorile, să le dea Dumnezeu sănătate și să le întărească, Domnul. O familie venită din lume și frământată la întoarcerea lor la Domnul, ce să facă cu privire la copii, câți copii să aibă, cum să-i programeze, ce să facă, s-au rugat lui Dumnezeu. Și într-o noapte, Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat pe fratele din familia aceasta. Și în cercetarea pe care Dumnezeu a făcut-o în vis, i-a adus înainte o mulțime de lucruri pe care oamenii le-o folosesc ca să stabilească un număr de copii pe care să-i primească în familie, ca să-și programeze după bunul plac al lor lucrurile. Și le-au pus toate înainte. Și după ce le-au pus toate acolo, nu le enumăr, fratele le-au specificat pe fiecare, s-a prezentat un sol al Domnului lângă masa aia cu o tăbliță de aur pe care o scris așa, plata păcatului este moartea. Aș vrea din toată inima ca Dumnezeu să ne cerceteze, să ne ajute să înțelegem voia Lui cu privire la lucrul acesta și să ne dea Dumnezeu puterea tuturor să o acceptăm, frați și surori. Iar cu privire la vremurile pe care le trăim acum, aș vrea să ne rugăm în a doua parte lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, Pavel, îl sfătuia pe Timotei și îi spunea să știi că zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nu știm ce împrejurări vor veni. Lasă în urmă câteva zile în care am fost marcat. M-am întâlnit cu un băiat deodată cu mine și unul mai mic ca mine cu doi ani. Pe unde înainte făceau trafic cu țigări pe graniță cu Ucraina, acum trec băieți care primesc acasă în poștă câte o înștiințare, câte un ordin de încorporare. Cam aproximativ cu 7 zile înainte de data în care trebuie să se încorporeze, primesc acasă hârtia cu adresa unității militare unde trebuie să se prezinte, cu ziua și ora în care trebuie să ajungă acolo. 6 săptămâni de pregătire militară, după care la război. Și astfel de hârtii, știți cine primesc? Deocamdată, nu știu cât o să țină lucrul ăsta, până când numai ei o să primească. Tinerii din bisericile penticostale, creștine după Evanghelie și baptiste. Și-o trecut granița și acum stau acolo, așteaptă să vadă cum pot să plece mai departe. Am stat de vorbă cu ei și am întrebat și am spus, măi, dar v-a anunțat Domnul cu privire la vremurile astea? Au zis, da, ne-a anunțat Domnul, vineau descoperiri că poporule, dacă nu te întorci cu fața către mine și nu mă cinstești cu ascultarea, voi aduce alte vremuri și în zângănitul armelor te vei strânge, dar va fi prea târziu, că hotărârea mea nu se va schimba cu privire la tine. Și au zis, noi râdem tinerii, mă, oare eu mai văzut bătrânii noștri război? Ce-o mai visa bătrânii noștri? Și-o zis că duminică dimineața mai era cineva la adunare, da? Vara mai ales, dar seara erau câțiva frați în vârstă, surori în vârstă, restul erau pe la iarbă verde, pe la fotbal. Și-o venit alte împrejurări. Să adună la biserică și plâng și să roagă lui Dumnezeu și ar vrea să se schimbe lucrurile. Nu știm ce pregătește Domnul pentru noi. Dar spunea omul lui Dumnezeu un roman, că suntem bine încredințați că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum și nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul în bunătatea Lui să ne dea această încredințare binecuvântată, frați și surori. Ca în orice împrejurare, în orice context care va veni, social, economic, care se va crea în jurul nostru, nimic să nu ne poată despărți de dragostea lui Dumnezeu și de bunătatea Domnului. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și, conștienți de suveranitatea lui Dumnezeu, să ne rugăm Domnului ca Domnul să întărească, să binecuvinteze toate familiile tinere. Să aibă Domnul în vedere toate mamele temătoare de Dumnezeu, poate unele dintre ele obosite, care au nevoie de intervenția mâinii Domnului și în bunătatea lui Domnul să ne dea puterea să acceptăm planul lui Dumnezeu, să ne sprijinească Domnul și să ne dea încredințarea puternică în inimile noastre, că dragostea lui Dumnezeu și de această dragoste care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu ne va despărți și Dumnezeu să ne cercetează. Amin. Amin.
să reocupăm locurile și împreună să dăm slavă Domnului cântând, după care și corul va anunța numele Domnului pentru cântare. Sus, sau în adânc de păr,
Toți cei ce ați ales după masa aceasta să fiți la părtășie cu Biserica Domnului Betel, avem bucuria să vă salutăm în numele Domnului Iisus Hristos. Și fie ca mâna cea binecuvântată a Tatălui Ceresc să rămână deschisă în dreptul fiecăruia, și El care poate să sature după dorință tot ce are viață. Amin. Amin. Printre cele mai tinere ființe care sunt cu noi la părtășie în seara aceasta se numără Timotei și Miriam. Și dar două familii, familia Tomoș, fratele Rare și sora Lavinia, și familia Țudic, fratele Daniel și sora Paula, au venit cu copilașilor în această seară ca peste ei să fie rostit numele lui Dumnezeu. Este o lucrare biblică și nădăjduim că din cuvântul Scripturilor Dumnezeu va vorbi prin slujitorii pe care i-are și în seara aceasta despre lucrarea aceasta. Posibil pentru unii ridică semne de întrebare, dar atâta vreme cât avem întrebări și ne punem întrebări, este un lucru bun, pentru că avem șanse să ajungem la răspunsuri. Când nu mai avem întrebări, când nu mai avem frământări, s-ar putea și căutările noastre să fie deja oprite. Avem bucuria să salutăm cu noi la părtășie doi frați, slujitori, frați păstori, de două ori frați. Spunea fratele Nelu despre fratele Vasile că el este mai mic, i-am spus, este mai tânăr. Fratele Nelu a mai fost cu noi la părtășie. Fratele Vasile, cred că a fost cu ocazia anunții, după câte am înțeles. Slujește pentru perioada aceasta Bistrița, Biserica Domnului Sfânta Treime. Pe fratele Nelu deja îl cunoaștem, el este de Alcasie. Ne bucurăm să fie cu noi la părtășie și ne rugăm ca un îndelem proaspăt al Duhului Sfânt să fie peste ei și Dumnezeu să ne împărtășească cuvântul Scripturilor care vede că este necesar pentru noi și în seara aceasta. Săptămâna aceasta în care am intrat, cum anunțam și cu ocazia serviciului de părtășie de dimineață, vom avea posibilitatea
să fim la câteva părtășii aici cu Biserica Domnului. Mâine seară de la orele 7 la un timp de rugăciune, marți de la 6 din nou rugăciune, la mijlocul săptămânii, joi de la orele 6 după masă, un timp de părtășie în rugăciune, în cântare, învățătură din cuvântul Scripturilor. Vineri seara, pentru că duminica viitoare vom avea sărbătoarea împărtășirii cu corpul și sângele Domnului, vineri seara de la orele 7 vom avea un timp de părtășie în rugăciune, care vrem să stăm înaintea Domnului, să ne închinăm, să ne rugăm și în același timp să stăm la îndemâna celor care au poveri, care îi apasă și care doresc, după cuvântul Scripturilor, să le descarce prin mărturisire. Este o lucrare biblică. De asemenea, să facem rugăciuni cu ungere, cu îndelemn pentru cei care doresc și solicită lucrul acesta. Știind că dincolo de orice este Dumnezeu și că, așa cum aminteam, orice dar bun și desăvârșit care ni se dă, ne vine de sus, de la Părintele Luminilor. Săptămâna aceasta, adolescenții se duc în tabără, să continuăm să ne rugăm Domnului și pentru ei și pentru cei care vor lucra cu ei acolo în perioada aceasta. De asemenea, sora Geta Apozan anunță surorile că în perioada 10-13 septembrie, tot la cabana de la Bere, se organizează un timp de părtășie pentru surori. Așa că cele care sunt interesate și pot să participe la timpul acesta de părtășie care se organizează la tabăra de la Bele, să ia legătura cu sora Geta și să rezolve problemele. Cu ocazia serviciului de părtășie de dimineață, printre altele, anunțam că în seara aceasta vrem să facem o colectă specială. O avem de aici, din Biserica Domnului de aici, o avem pe Sorana, plecată în India. Ei acolo, cu familia ei, sunt implicați în slujirea, se ocupă de o 15 copii care i-au adunat, au făcut câteva camere în casa pe care au zidit-o, au construit-o, au făcut acolo, pregătit condițiile ca să poată să fie cazați, să poată să fie crescuți acolo și în același timp se ocupă de ei ca să îi trimit la școală. Și școala la care se duc este o școală privată, o școală creștină, unde și cheltuielile de acolo sunt plătite. Spuneam și de dimineață, un salariu se ridică undeva la 100 de euro în India, în zona respectivă, în Bangalore. Seara aceasta putem și noi să fim părtași, să ne facem părtași într-o oarecare măsură la susținerea acestei lucrări din India, din Bangalore, ajutând prin suportul nostru, prin dărnicia noastră financiară, ajutând familia aceasta în lucrarea în care ei sunt implicați. Așadar, urmează să cântăm împreună pentru slava și gloria Domnului și în același timp, cu aceeași dăruire, ne închinăm lui Dumnezeu și cu darurile noastre de bunăvoie, care, așa cum știți, când avem o colectă specială, toți banii care se adună se dirijează, se duc înspre cauza sau problema care a fost anunțată. Cântăm împreună, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie și apoi vom asculta și pe frații Dani și Titi, tata și fiul, să cânte împreună instrumental. După care și corul va continua să înalțe numele Domnului prin cântare și vom continua părtășia din seara aceasta. Thank you.
vrednic să fii lăudat. Osana, 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 fii binecuvântat. Osana, 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 ești vrednic să fii lăudat. Osana, 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 fii binecuvântat.
să vin clipe grele, cu încercări și ispite, atunci Domnul vede cât te încrezi tu în El. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține. Dragoste, să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 17, începând cu versetul 24, cuvinte care le găsim la pagina 1049 în Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îi voi face de cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Doresc să am un cuvânt de binecuvântare în dreptul celor două familii care în ziua de astăzi, în după masa aceasta, prin harul lui Dumnezeu, au intrat în casa Domnului cu odrasele dăruite de Dumnezeu și doresc din suflet ca Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze biserica întreagă care în ziua de astăzi suntem adunați în numele Domnului în locul acesta și așa cum se spunea de la început, Dumnezeu care are putere să sature după dorință tot ce are suflare, îi mulțumim că e în locul acesta, îți mulțumim că e cu noi la slujbă, îi mulțumim că e cu noi la închinare, îi mulțumim că în mod tainic cercetează inimile noastre, îi mulțumim că într-un susur blând mângâie stările noastre, îi mulțumim că în dragostea Lui întinde mâna pentru noi ca să ne ridice din stările noastre și în același timp îi mulțumim că El încă mai are cuvinte pentru noi, pentru familiile noastre și pentru copiii noștri și pentru că Cel care are putere asupra tuturor lucrurilor și are drept de binecuvântare și în locul acesta dorim și noi la rândul nostru ca binecuvântața lui Dumnezeu cu toții să binecuvântăm numele Tatălui, al Duhului Sfânt. Amin. Frați și surori, cu ocazia acestui eveniment am venit și noi ca familie împreună cu soția să fim alături de rudenile noastre și ne bucurăm ca în ziua de astăzi prin harul lui Dumnezeu să slujim în locul acesta. Sigur că privirile dumneavoastră sunt îndreptate înspre noi, cei care ne ridicăm din locul acesta, dar dacă doriți să vă hrăniți sufletele,
Dacă doriți să primiți învățătura care să aducă statornicie, chipzuință și putere de a merge mai departe în valurile care vin peste noi la nivel de familie, în frământările și în întrebările care le avem de multe ori înaintea lui Dumnezeu cu privire la viața noastră de familie, scumpii mei, priviți mai departe nu la noi, ci priviți spre Cel care poate să dea izbăvire, Dumnezeu care e prezent. Dumnezeu care lucrează, Dumnezeu care va ridica stările noastre și cele două familii care au venit în ziua de astăzi cu copiilor la binecuvântare vor pleca din locul acesta cu această credință. Mergem mai departe, vom birui în numele Celui care a dat binecuvântare peste copiii noștri și știm că de aici încolo i-am așezat în mâna Celui care poate să dea izbăvire, indiferent de vremurile care vor veni, indiferent de valurile sau de veștile care le auzim la granițele țării noastre, cu privire la copiii noștri, cu privire la mersul lor în viața aceasta, avem un Dumnezeu care controlează toate lucrurile, avem un stăpân care nimic nu-i scapă de sub control, avem un Dumnezeu care poruncește și ceea ce poruncește ia ființă și dacă copiii noștri vor fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu și vor rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu, va fi reușită pentru ei. Dorim toți copiii din această biserică să fie binecuvântați de Domnul, să rămână sub binecuvântarea lui Dumnezeu și într-o zi, când va veni Domnul, să audă cuvintele acestea frumoase: veniți binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția. Dumnezeu să ne ajute pe noi și copiii noștri să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, am citit acest cuvânt din Scriptură, un cuvânt care îl găsim în rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem învățați de multe ori să citim din Scriptură despre învățăturile care le-a dat Domnul, despre minunile care le-a făcut Domnul, despre confruntarea care a avut-o în anumite întâlniri cu unii și cu alții. Și ne place să vorbim despre lucrările acestea. În seara aceasta am ales cu ocazia acestei binecuvântări, acestor binecuvântări, să vorbesc din rugăciunea Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că Domnul Iisus Hristos îl găsim spus că și în Evrei spune că El s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi înaintea Celui care putea să-L izbăvească și a fost ascultat din pricina evlaviei. Deci Domnul Iisus a fost Cel care s-a rugat, îl găsim rugându-se noaptea singur, dar în locul acesta, în seara aceasta, nu ni se spune doar despre omul rugăciunii Domnului nostru Iisus Hristos, și găsim și rugăciunea care a dus-o înaintea Tatălui. Vedem ceea ce s-a rugat înaintea Tatălui și a făcut o rugăciune sinceră, cu inimă, pentru copiii, pentru ucenicii, pentru cei care rămâneau în urmă. În seara aceasta, citind acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, eu cred că cele două familii și noi toți care suntem aici adunați în locul acesta, se pune marea întrebare: ce dorim pentru copiii noștri? Pentru că ceea ce dorim pentru copiii noștri, ne vom canaliza toată energia pentru a dărui copiilor noștri, că vrem să ajungă ceva, vrem să fie ceva. Dacă vrem să fie copiii noștri actori, vom fi cei care ne vom canaliza toată energia copiii noștri să fie actori. Dacă dorim să fie medici, ne vom canaliza energia pentru copiii noștri să ajungă medici. Dacă dorim să fie cântăreți, suntem cei care vom spune suntem preocupați pentru copiii noștri, să le cumpărăm instrumente, să educăm în privința aceasta. Și fiecare dintre noi avem un gând pentru copiii noștri. Marea întrebare care se pune în seara aceasta, întrebarea care cred că doresc să-și o pună cele două familii: ce doriți pentru copiii voștri? Ce dorim pentru copiii noștri? Pentru că în privința dorințelor avem multe și ne gândim într-un fel și în celălalt. Multe lucruri le-am gândit noi că ar fi bune pentru copiii noștri. Din punct de vedere spiritual, ce dorești pentru copilul tău?
Ce dorim pentru copiii noștri? Pentru că, repet, în funcție de dorința care o avem, așa ne vom canaliza toată energia pentru a îndruma copiii noștri pe drumul respectiv. Vreți copiii să fie mântuiți? Îi vreți în împărăția lui Dumnezeu? Vreți copiii voștri să fie mântuiți în împărăția lui Dumnezeu? Vă interesează lucrul acesta? E important, pentru că lucrurile din viața aceasta, mai mult sau mai puțin importante, primindu-le din dar, din la părinții noștri, din învățăturile care ni le-au dat, din experiențele lor, unele ne ajută mai mult sau mai puțin, dar vreau să vă spun că noi nu suntem doar pentru aici. Noi și copiii noștri nu suntem doar pentru o vreme care e de o durată, care într-o zi secată, de 60, 70, 80, 100 de ani să fie. Noi nu doar pentru aceasta am adus copii în lume. Copiii noștri, așa cum și noi, suntem veșnici înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că suntem veșnici înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne preocupe și ce trebuie sau ce dorim pentru copiii noștri. Nu știu ce te-a întrebat ultima dată copilul, care a fost dorința, sau tu să fii înaintea lui să spui: fiul meu, fiica mea, dragul meu, uite ce vreau pentru tine. Îl văd pe Domnul Iisus într-o seară frământată, într-o seară lacrimilor, într-o seară în care lucrurile nu erau ca înainte, într-o vreme în care parcă perspectiva era cu totul alta, îngenunchiat la picioarele Tatălui, cu privirea îndreptată spre Dumnezeu și a spus: Tată, am o rugăminte, am dorințe, mă interesează ceea ce rămâne în urma mea, și în urma mea sunt ucenicii, în urma mea sunt copiii care mi-ai dat, și Tată, pentru copiii aceștia merită să mă plec pe genunchi, merită să vărs lacrimi înaintea Ta, merită să postesc, merită să mă rog, merită să-i aduc la binecuvântare, merită să fac jertfă pentru ei, merită, pentru că Tu mi-ai dat și eu îi iubesc. Și iubirea aceasta de Tată mă face să spun acest adevăr: nu vreau veșnicia fără ei, nu vreau fără ei, vreau veșnicia împreună cu aceea pe care mi-ai dat Tu. Și pentru lucrul acesta, pentru că avem dorințe, noi trebuie să privim la ceea ce a fost axat sau înspre ceea ce a fost. Domnul Iisus și-a depus tot efortul pentru că a dorit lucrurile acestea. Versetul 24 spunea: Tată, vreau. Și Tata, care are plină mâna de binecuvântări, El, dacă le cerem după voia Lui, Dumnezeu dă binecuvântări. Ce important, ce interesant e că atunci când dorim ceva pentru copiii noștri, privim înspre Dumnezeu care poate. Pentru că într-o zi găsim o familie care un copil a fost binecuvântat din acea familie. I-a dăruit Tatăl toate binecuvântările și apare al doilea copil și vine și spune: Tată, și eu vreau. Tată, și eu vreau binecuvântare. Și din gura patriarhului a ieșit: nu mai am pentru tine nicio binecuvântare. Dar în seara aceasta nu vreau să vorbesc despre un tată limitat în binecuvântări, ci despre un tată care e nelimitat în binecuvântări. Și dacă cerem lucruri bune pentru copiii noștri și după voia lui Dumnezeu, credem că Dumnezeu ne ascultă. Amin? Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Ce dorim pentru copiii noștri? Manuach, sau într-o zi, în casa lor, a venit îngerul Domnului și a spus: în casa voastră va fi o minune. Ce se întâmplă? Va veni un copil. Nu-i nicio problemă. Vine un copil? Nicio problemă. Dacă avem apartament cu două camere, avem posibilitatea, luăm cu trei camere și oferim o cameră. Nu-i problemă. Mai cumpărăm un cărucior, mai cumpărăm un pătuț, mai facem ceva, nu-i nicio problemă. Manuach, când îngerul Domnului a venit și le-a spus: în casa voastră va veni un copil, se pleacă pe genunchi și spune: Doamne, te rog,
să vină îngerul și să ne spună ce trebuie să facem pentru copilul care va veni. Ne interesează nu doar ceea ce vedem, care și lucrurile acestea sunt foarte bune. Eu nu spun că e rău în a pregăti lucruri extraordinare pentru copiii noștri, dacă avem posibilitatea, foarte bine. Dar nu lucrurile acestea sunt primordiale în viața de familie. Manoah a spus: Doamne, să vină îngerul și să mă învețe ce trebuie să facem pentru copilul care se va naște. În familiile noastre, sigur că se coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ne învață, dar avem cuvântul vieții, avem Biblia deschisă, noi trebuie să o deschidem, să o citim, să o credem și să o împlinim cu privire la viața copiilor noștri. Și Dumnezeu ne învață ce trebuie să facem pentru copiii noștri. De aceea, repet, să ne facem timp pentru Scriptură. Și o spun de atâtea ori, Scriptura trebuie citită, trebuie crezută și trebuie împlinită. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că, scumpii mei, dorința care a avut-o Domnul Iisus pentru ucenici, în care spunea: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o. Primul adevăr, ce dorim pentru copiii noștri? Ceea ce a dorit Domnul Iisus pentru ucenici. În versetul 3, în care spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ce trebuie sau ce dorim pentru copiii noștri? Să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, Domnul. E cel mai mare lucru. E foarte bine să-L trimiți la o școală, la o facultate, să facă masterele cele mai importante, sunt foarte bune, dar nu uitați, mai mult decât acestea sau peste acestea, e copiii noștri să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat, nu să știe despre El. Că noi de multe ori suntem cei care ne oprim la pasul acesta, să știe copiii noștri ceva despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, să știe ceva. E foarte bine, e o vreme în care trebuie să știe, dar după aceea trebuie să experimenteze, să-L cunoască pe Dumnezeu. Că dacă știm doar sau rămânem la nivelul de a ști despre Dumnezeu, suntem oameni informați bine și putem să spunem și altora: și eu știu ceva despre Dumnezeu, și eu știu ceva despre rugăciune, că m-a învățat tata, m-a învățat mama, m-a învățat bunica, când am crescut poate undeva la țară, m-a învățat să spun rugăciunea Tatăl nostru, m-a învățat poate să spun rugăciunea Înger, Îngerașul meu, și mă aduc aminte din copilărie că știu și eu ceva despre Dumnezeu. Nu, scumpii mei, e un pas și acesta, dar Domnul Iisus pentru copiii Lui, pentru ucenici, a mers mai departe și a spus: Tată, vreau aceștia, copiii mei, să te cunoască pe tine, să-L cunoști pe El, trebuie să experimentezi lucrările împreună cu El, să cunoști pe cineva, trebuie să stai împreună cu El, că știi despre El, că ai auzit despre El, e adevărat și lucrul acesta, dar ca să-L cunoști, dacă ai o problemă medicală și nu știi un medic și spui: îl cunosc pe medicul respectiv, altfel te duci, altfel te întâmpină. Dintre toți care sunt acolo, dacă iese din cabinet în momentul în care te cunoaște, pentru că înainte ai avut alte întâlniri cu el, spune: haideți, vă rog, vă cunosc, nu că vă știu, vă cunosc. Dumnezeu vrea acest adevăr pentru copiii noștri, să-L cunoaștem pe El. Ce important, ce important într-o zi, o fiică care a fost luată roabă, a fost dusă străină, nu mai era nici tata, nici mama, a ajuns în casa unui general de armată cu numele Naaman și în casa aceea slujea. Ce îi spunea stăpâna ei? În casa respectivă se întâmplă un lucru, stăpânul, generalul Naaman, într-o zi, cred că îi spune soției în șoaptă: mi-au apărut ceva pete albe, nu știu ce se întâmplă. Și a venit a doua zi și parcă, așa cum spune noi, azi ca trece cumva.
Și poate a trecut o săptămână, a trecut două, a trecut o lună și a spus ceva nu-i în regulă cu mine. E problemă, nu-i nimic. Ești general, ușile sunt deschise, caută cei mai buni medici. Se duce și aude tristă veste din gura celor care puteau și ajutau și în vremurile acelea pe linie medicală și spunea: generale, vreau să-ți dau o veste tristă. Pentru tine nu mai există nici o speranță. Lepra e boala care o ai și lepra te va duce în mormânt. Vine acasă trist, discută și cred că au fost discuțiile ca soț, ca soție. Și acolo o ureche de copilă plăpând în casă, auzea și vedea grija lor. Sub haina de general se vedea o inimă tremurândă, plăpândă, în care nu exista niciun ajutor. Orice ai face, orice aș face, aș da cum să scap de lepră. Și cred că această copilă într-o zi și-a luat inima în dinți și a spus: stăpâna, vreau să-ți spun ceva. Nu știu dacă până atunci am mai ascultat-o sau n-am mai ascultat-o, dar atunci am spus: stăpână, vreau să spun un adevăr. Din țara de unde vin eu, cunosc un om al lui Dumnezeu, este un proroc, atâta știa ea, care poate să vindece pe stăpânul. A înțeles de unde oare știa fetița aceasta de proroc, de prorocul din Israel, de unde știa? Știți de unde știa? De la părinți. Pentru că părinții când se întorceau acasă de la slujbă, nu spunea: bătrânelul ăla de Elisei n-a vorbit bine. Nu spunea: robul ăla care zice că e robul Domnului, ce bine ar fi dacă m-aș scăpa de el. Nu erau discuțiile acestea în familie, ci în familie când se întorceau spunea: ce minune a făcut Dumnezeu prin Elisei, cum a lucrat Dumnezeu prin Elisei, cum Dumnezeu dă binecuvântări prin omul acesta. Și fetița într-o zi pleacă și spune: în casa mea n-am auzit bârfindu-se despre omul lui Dumnezeu. Părinții mei au fost cei care au ridicat și au ajutat slujitorii și sunt convinsă că dacă va ajunge acolo stăpânul, va fi vindecat. Și ca omul care noi de multe ori spunem: a, ăla, prorocul, poate să facă ceva, pot altceva, împăratul. De ce să mă duc la proroc când pot să mă duc la împărat? Mesajul fetiței a fost clar: la proroc trebuie să ajungi. Și el a spus: lasă că mă duc la împărat. Bai, trimite și scrisoare. Și când trimite scrisoare, citește împăratul și rupe hainele și spune: dar sunt eu Dumnezeu să vindec? Sigur vrea să facă război, sigur suntem în război. Și caută un prilej. Și Elisei spune: n-are rost să-ți rupe hainele, trimite la mine și se va ști că în Israel e un Dumnezeu. De unde? Și când apare Naaman, știți toată istorioara aceasta, dar adevărul e acesta: omul acesta, Naaman, general de armată, l-a cunoscut pe adevăratul Dumnezeu prin vorbele, prin mesajul transmis de o fetiță luată roabă, fiind departe de casa părintească, pentru că ea, la rândul ei, părinții l-au cunoscut pe Dumnezeul adevărat. Ce doresc pentru voi, scumpe familii? Ce doresc pentru dumneavoastră? Ce doresc pentru mine și pentru casa mea? Să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos, care ne-a mântuit prin jertfa Lui. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu! Scumpii mei, când vom face lucrurile acestea, când îl vom cunoaște pe Dumnezeu, vom fi cei care vom spune și altora: ce interesant! Samaria a fost cercetată de femeia care a stat Domnul Iisus de vorbă la fântână și au venit samaritenii când a spus: duceți-vă, l-am găsit pe cel care e un mare proroc, nu cumva el este Iisus trimisul lui Dumnezeu. Și oamenii au venit la el și au spus: acum
nu ne mai luăm după spusele tale, îl cunoaștem, că am stat cu el de vorbă, ne-am întâlnit, societate s-a pus în mișcare, frați și surori, familii scumpe, mă rog ca Dumnezeu să vă dea experiențe vii cu el, trăire vie cu Dumnezeu, în a-L cunoaște pe Dumnezeu, și Dumnezeu e Cel care se lasă găsit, pentru că Dumnezeul nostru e același ieri, azi și în veci. Credeți lucrul acesta? Sau ne îndoim de puterea lui Dumnezeu? Dacă atunci Dumnezeu a lucrat, acum nu mai poate. Eu cred că și astăzi Dumnezeu poate. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu. Rare și la vine, voi ați avut experiență. L-ați cunoscut pe Dumnezeu în familia voastră. Când biserica s-a rugat, când biserica a postit, când mâna lui Dumnezeu a fost întinsă, să spuneți copiilor voștri, noi l-am cunoscut pe Dumnezeu. Nu doar am știut despre Dumnezeu, noi l-am cunoscut prin experiență. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dacă suntem în picioare, dacă trăim în vremurile acestea, se datorează lui. Binecuvântată să fie prezența lui și harul lui Dumnezeu peste noi. Prima dorință care a avut-o Domnul Iisus în dreptul ucenicilor a fost aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Sunt mulți Dumnezei falși, dar e unul adevărat și există un singur Iisus Hristos Domnul, Cel care s-a crucificat pentru noi. Spuneți aceasta copiilor voștri, vorbiți despre lucrul acesta, parcă copiilor noștri le place povești cu mult mai mult astăzi. Parcă mai bine prinde un banc care l-ai ascultat la serviciu și te grăbești să-l aduci în familie, să-l spui, uite ce banc am auzit astăzi la locul de muncă. Frați și surori, toate acestea sunt trecătoare. Noi trebuie să rămânem lângă Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El și Dumnezeu e Cel care ne va binecuvânta. Iov l-a cunoscut pe Dumnezeu, a știut la început despre El, dar într-o zi s-a întâlnit. Și când s-a întâlnit cu Dumnezeu a spus, acum îl cunosc și când îl cunosc până aici am auzit vorbindu-se despre tine, până aici am știut multe lucruri despre tine, dar acum e cu totul altceva. Când te cunosc și ne cunoaștem, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile cu pocăință reală. Pocăința vine în urma atât de adânc ne pocăim cât îl cunoaștem pe Dumnezeu. Nu ne putem pocăi mai mult. Dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, în adevăratul sens al cuvântului, rămânem la nivelul respectiv. Să cunoaștem bunătatea lui Dumnezeu. E plin de milă, e plin de îndurare, dar să cunoaștem și asprimea lui Dumnezeu. Să cunoaștem și asprimea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că trebuie să vorbim copiilor noștri și cum se spune în vremurile de astăzi, Domnule, trebuie să scoatem din lecțiile care se predau copiilor, să scoatem, să le spunem despre iad, să le spunem despre păcat, lucrul acesta nu se poate. Și încearcă omenirea să scoată ceea ce e scris pe paginilor Sfintelor Scripturi. Nu uitați să vorbiți copiilor și despre asprimea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e o glumă, Dumnezeu nu e o fantezie, Dumnezeu, și trebuie să știe copiii aceștia, nu e ceva care dă bine să spunem că și noi suntem creștini și noi credem în Dumnezeu. Dumnezeu e da și amin. Dumnezeu a spus, eu sunt Cel ce sunt și nu uitați că e și asprimea lui Dumnezeu. Unii copii într-o zi n-au avut ce face și au spus, au ieșit la joacă, așa cum ies toți copiii. Și spune că au fost aproximativ 42 de copii. Și n-au avut ce face copiii aceștia, l-au văzut pe un bătrânel care urca muntele, urca în sus. Și copiii aceștia, știi ce făceau, ce au început să facă? Să-și bată joc de bătrânelul acesta, de Elisei, și spunea, suie-te, pleșuvule, suie-te, pleșuvule. Atât de mult s-a supărat omul lui Dumnezeu Elisei, a avut un cuvânt de blestem
Și doi urși din pădure, ne spune Scriptura, că au ieșit, au venit și au omorât aproape 42 de copii. Frați și surori, vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, cunoaștem bunătatea lui Dumnezeu, vorbiți despre bunătatea lui Dumnezeu, prin El și da bun e Dumnezeu, dar nu uitați să vorbim și despre asprimea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu glumește așa cum ne închipuim noi, ci Dumnezeu e drept în toate lucrurile. Putem la lucrul acesta să spunem slăvit să fie Domnul! Al doilea adevăr, ce dorim pentru copiii noștri? Primul, să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat și pe Domnul Iisus Hristos. Al doilea adevăr, în versetul 15 spunea, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ce dorim pentru copiii noștri? Să fie păziți de cel rău. Să fie păziți. E actul de multe ori prin care și actul de binecuvântare care citim din Cartea Numerilor, spunem, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Cred că e unul din locurile în care părinții vin cu atâta drag să își dea copiii pe brațele altora. Și vin la binecuvântare și spune, frate, ia-mi copilul în brațe, cheamă numele Domnului și să fie binecuvântat de Domnul. Pentru că dacă la ființele acestea se îmbolnăvește, se duc la spital, spune, auzi, copilul rămâne aici. Mama spune, orice ar fi, nu. Nu? Nu-l las pe mâna altora. Nu-l las! Nu-l las! Vreau să fiu lângă el. E copilul meu. Vreau să văd ce face, vreau să văd cum îi merge, vreau să văd chiar dacă vine medicul și spune, Domnule, Doamnă, vom face tot ce putem pentru el, nu vă faceți nicio grijă și e adevărat că fac lucrul acesta. Mama spune, nu vreau alte mâini, mâinile mele să fie aici împreună cu copilul. La binecuvântare vin părinții și ei vin și spune, frate păstor, vrem să venim cu copilul la binecuvântare, să-l predăm pe brațele altuia, care poate să-i păzească, care poate să le dea un viitor, că să devin de la Dumnezeu și vrem să rămână a lui Dumnezeu pentru totdeauna și vrem lucrul acesta să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, păzește copiii noștri de cel rău. Frați și surori, aveți impresia că numai atunci balaurul a chemat sau căutat copiii care se nasc ca să-i omoare? Credeți că balaurul din Apocalipsa e undeva pierdut? Nu! Încă și astăzi caută copiii să-i prindă. Cine-i poate păzi? Pentru că noi suntem oameni și suntem limitați. E unul care nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Numele Lui e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și numele acesta, Dumnezeu, poate să ne păzească copiii noștri de cel rău. E cea mai sigură mână care poate proteja copiii noștri. Sigur, și noi ca părinți trebuie să ne facem datoria. Tot ce depinde de noi să facem. Dar vedem de multe ori că suntem limitați. Și atât de bine când știm că există altă mână mai puternică ca mâna noastră și vine brațul lui Dumnezeu, care așa cum cântam, mâna Lui cea tare, pe munte, ne-a ținut sus pe munte, dar mâna Lui cea tare, spune, e cu noi în văile adânci. Ce bine e să fim în mâna Lui Dumnezeu, să fim în brațul Lui Dumnezeu. Ce dorim pentru copiii noștri? Să fie păziți de Dumnezeu. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. O mamă grijulie se uita și spunea, copilul meu, te-am ascuns atâtea luni, mi-ești drag, sunt mama ta, aici e tatăl tău. Tot ceea ce putem face pentru tine după toată truda aceasta e să facem un coșuleț de nuiele. Vom face cumva să nu intre apă în coșulețul acesta, te punem acolo și apoi pe râul Nil. N-avem altă soluție. Nu se întâmplă lucrul acesta și cu copiii noștri? Îi ținem în familiile noastre, îi ținem cât putem,
La un moment dat trebuie să urce pe vasul acestei vieți și să plece singuri, departe de tată, departe de mamă, departe de familie. Cine poate să-i mai ocrotească? Cine poate să-i mai păzească, Moise? Ce mână poate să vină să-ți dea izbăvire pe râul acesta, în care poate să vină un crocodil, în care poate să vină un vânt să răstoarne coșulețul acesta, în care se pot întâmpla atâtea? Numai o singură mână te poate păzi și aceasta e mâna lui Dumnezeu. Și când mâna lui Dumnezeu conturează toate lucrurile, nu e departe. Și Moise vine și se ridică ca un slujitor al lui Dumnezeu într-o zi. De ce? Pentru că înainte de a fi slujitor, au fost părinți care au spus: Doamne, vrem copilul nostru să fie păzit de mâna Ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, scumpii mei, al treilea adevăr care aș dori să-l amintesc în seara aceasta e cuvântul care îl găsim în versetul 16. Eu nu sunt din lume, după cum nici eu. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Copiii noștri trebuie să știe că sunt în lume, dar nu sunt ai lumii. Sunt în lume și toți trăim în lumea aceasta, dar noi avem alte țeluri, avem alte scopuri. Suntem în lume, dar nu suntem ai lumii. Noi suntem al lui Hristos și vrem să rămânem al lui Hristos, pentru că dacă vom face lucrul acesta, ne vom comporta altfel. Se spune despre un prinț care doica îl tot îngrijea, se uita din castel, se uita cum se joacă copiii ceilalți în jurul castelului și așa ca și copiii. Unde să ducă să joace când o plouat? În balta care e mai frumoasă. Se uită și care e mai mare, tu te uiți poate de pe geamul apartamentului sau din casă, unde e copilul și îl vezi cum dă acolo și se joacă. Și te duci la el și spui: nu e bine. Și prințul acesta se uita cum se juca toți copiii și spunea: auzi, și eu aș vrea să mă duc să mă joc acolo. Și eu aș vrea să mă joc acolo. Uite cum se joc toți copiii. Și Duica spunea: tu nu poți. Tu nu poți să te joci. Tu nu poți să te joci ca și ceilalți. Și la un moment dat a spus: eu de ce nu? Dacă toți copiii se pot juca așa, eu de ce nu? Și știți ce răspuns a primit prințul acesta? Tu într-o zi vei fi rege. Și pentru că ceea ce vei fi într-o zi, tu trebuie să te comporți altfel și acum când ești prinț față de ceilalți copii. Copiii noștri sperăm într-o zi să fie cu regele regilor și împăratul împăraților, să fie în împărăția lui Dumnezeu, să le spunem lucrul acesta: voi sunteți în lume, dar nu sunteți ai lumii. Pentru că dacă le spunem acest adevăr, fiecare se va îndrepta spre valorile care le iubesc. Doi oameni care îi găsim în Biblie, care s-au coborât în aceeași țară, în țara filistenilor. Primul îl găsim pe Samson. Și s-a coborât la filisteni. Și când s-a coborât la filisteni, a luat din cultura filistenilor și a spus: ce fac filistenii deosebit față de noi? A, uite ce bine trăiesc. Bucurie, veselie, cum se spune în ziua de astăzi, că nu mai sunt locurile acelea sau altarele sau locul astarteilor, îți baluri de noapte. Și spune: nu-i nicio problemă, uite ce găsesc la filisteni, distracție, plăcere, o viață am și așa vreau să o trăiesc. Și Samson s-a luat și s-a ghidat după lucrul acesta și într-o zi, pentru că a luat din valorile acestea în care putea să vadă altceva, a luat de acolo, a fost răpus tocmai de lucrurile care le-a luat. Și tot un om care îl găsim în Scriptură a coborât în țara filistenilor și a stat 2 ani. Și numele lui a fost David. Tot în aceeași țară, dar David n-a văzut valorile care le-a văzut Samson. Ci David, când s-a dus acolo în țara filistenilor, a văzut: uite-mă că ăștia prelucrează fierul. Pentru că izraeliții trebuia să ducă la filisteni să-și ascută o secură, un topor și alte lucruri din fier. Pentru că ei nu știau.
David, când a fost acolo, a spus, eu pot învăța lucrurile acestea și într-o zi îmi vor fi de folos. I-au fost de folos lui David, a ajuns împărat și a avut poporul binecuvântare sub domnia lui. De ce? Pentru că el și-a dat seama, sunt în lume, dar eu nu sunt al lumii. Și trebuie să iau din valorile, din lumea aceasta, valorile care mă aduc zidire și aduc prosperitate, nu numai mie, și celor din jurul meu. Scump părinți, aș dori în dreptul copiilor voștri să faceți lucrul acesta, să spuneți, da, luați din lumea aceasta valorile, nu care vă departe de Dumnezeu și care ne apropie de Dumnezeu. Avem nevoie de toate, sunt înaintea noastră, dar decizia de a alege e într-o zi în mâinile fiecărui dintre noi. Și noi alegem, și așa cum se spunea, îl poți alege pe Dumnezeu și poți alege să-l respingi pe Dumnezeu. Poți alege valorile care să te lași condus de valorile din lumea aceasta și doar pe ele să le vezi, sau poți de partea cealaltă să te uiți și să vezi și înspre puterea lui Dumnezeu și înspre ceea ce dorește Dumnezeu din viețile noastre. Mă rog ca Dumnezeu să dea părinților înțelepciunea necesară, chipzuința necesară, în care să spunem copiilor, suntem în lume, dar noi nu suntem ai lumii, suntem al lui Hristos și vom rămâne al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și al patrulea adevăr, care aș dori să-l amintesc, ce dorim pentru copiii noștri, e ceea ce spunea omul lui Dumnezeu în versetul 19, și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți. Scumpii mei, scumpi părinți, trebuie să ne sfințim pentru copiii noștri. De multe ori sfințenia aceasta avem impresia că e o aură a cuiva și trebuie să o aibă o strălucire undeva și să spună, da, ăsta da sfânt. Uite, ăla da sfânt, familia respectivă sfântă. Sfânt înseamnă separat, despărțit de păcat. Și noi trebuie să ne sfințim pentru lucrul acesta, pentru copiii noștri, pentru că ei ne copiază. Și dacă noi vom fi cei care vom spune, acum asta nu-i chiar așa de rău. Ce e așa de rău să vorbești de rău în familie, la masă, să vorbești de rău pe vecinul tău? Și copilul să te asculte, să spune, el nu înțelege bine. Ba, va înțelege foarte bine. A, când vei spune, acum nu mă duc la biserică, că ești foarte obosit. Într-o zi vei spune, copilul, du-te tu la biserică. Duceți-vă voi și vă spunea, păi nu știi când spuneai că ești obosit și stai acasă? Frați și surori, noi trebuie să ne sfințim pentru copiii noștri. Vorba noastră trebuie să fie dreasă cu sare și plină de ce? De har. Oare mai avem har în vorbire în familie? Oare să văd lucrurile acestea? Sau nemulțumiri peste nemulțumiri? Ce aud copiii noștri? Ce rău e patronul la care lucrez. Vai de nu m-aș întâlni cu ălalalt sau vai că n-aș face celelalte. Oare vorbele acestea sunt între noi? Domnul Iisus spunea că noi trebuie să ne sfințim pentru copiii noștri. Ei ne copiază pe noi. În Cartea Judecătorilor, în capitolul 17, găsim o familie care într-o zi se uită mama, cred că a venit de la serviciu, de la locul de muncă, s-a uitat într-o parte și în cealaltă. Nu sunt banii. 1100 de sicli de arginți nu mai erau. Nu mai erau acolo. Și mama n-a avut alte cuvinte să folosească decât a început să blasteme. A început cu cuvinte de blestem. Și când blestema mai înfocată, copilul o trage și spune, mamă! Și ea cred că vorbea mai mult. Și mai mult, și mai mult, cum știm noi să spunem despre alții. Și copilul spunea, mamă, oprește-te! Ce-i, dragul mami? Banii care ți s-au furat, să știi că eu ți-am furat, spune copilul. Când aude mama lucrul acesta, spune, binecuvântat să fii de Domnul, fiul meu. Ce schimbare de vorbire, după ce te apuci și ai cuvinte de blestem în auzul copiilor. Vii și spui, binecuvântat să fii de Domnul. A, și mama vine și spune, nu-i nicio problemă, pe banii ăștia să fac și-o în Dumnezeu. Mamă, dacă tot i-ai luat și i-ai furat, lasă-ți cumpăr o bicicletă, ce vrei mai mult? O bicicletă. În urma păcatului nu așa se rezolvă problemele. Și lucrurile nu mergeau bine.
Și într-o zi apare un străin pe câmp și îl spune: tu cine ești? Sunt preot, nu ai vrea să vin casă la mine și să slujești? Pentru că mi-am cumpărat și idol, s-au furat și bani, am și blestemat și copilul m-a auzit și văd că lucrurile nu merg bine. Există altă soluție? Există, să ne sfințim pentru copiii noștri. Vino tu și slujește ca preot. Și a venit omul acesta, străinul, și a început să slujească în familie și l-a întrebat: de unde ești? Și știți care a fost răspunsul? Sunt din Betleemul lui Iuda. Scumpe familii, ca să ne sfințim pentru copiii noștri, ca să putem fi un exemplu pozitiv pentru ei, avem nevoie de Cel care are putere să ne dea putere. Și acesta se trage tot din Betleemul lui Iuda și numele Lui e Iisus Hristos Domnul. El poate să ne ajute, El poate să ne dea credință, El poate să ne țină de mână și să ne ajute să ne sfințim pentru copiii noștri. Implicați-L pe Iisus în viața de familie, spuneți lucrurile acestea mărețe despre El și Dumnezeu e Cel care va acorda binecuvântare vieților noastre de familie. Și indiferent ce vor veni în viață, lucruri bune, mai puțin bune, lucruri care le așteptăm și lucruri care nu le așteptăm, cu Dumnezeu vom face isprăvi mari. Ce dorim pentru copiii noștri? Nu uitați! Unul, primul adevăr, să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos. Doi, să fie păziți de cel rău. Trei, când facem lucrurile acestea, să știe copiii noștri că sunt în lume, dar nu sunt ai lumii. Și noi trebuie să ne sfințim pentru copiii noștri. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi și peste casele noastre. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Amin. Să ascultăm în continuare pe Dani Damare și el cântând, după care fratele Nelu va avea și el un cuvânt din Scriptură pentru noi. Credem că Dumnezeu încă din binecuvântările Lui mai are ceva. Slavă Lui! Amin! Cei micuți de Iisus
Și iată-ne din nou împreună. Mulțumesc Domnului pentru faptul că ne primiți așa frumos. Și datorită faptului că ne primiți așa frumos și așa de bine, frate Gicu, ne simțim ca acasă. Și când spui casă, ai la ce să te gândești. După masa aceasta ne-am prezentat din nou împreună datorită faptului că ne-am înmulțit. Și Domnul a binecuvântat familia noastră și ne-am prezentat împreună cu Lavinia și împreună cu Rareș, cu micuțul Timotei pe care l-am primit din partea Domnului. Știți, Timotei înseamnă cel ce îl cinstește pe Dumnezeu, cel ce are frică de Dumnezeu și să încheie cu cel cinstit de Dumnezeu și cel onorat de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze și cealaltă familie, ne bucurăm că suntem împreună, dar timpul s-a dus. Dați-mi voie vreo 5 minute. Mulțumesc Domnului pentru fratele meu Vasile, l-am rugat să vină să mă ajute după masa aceasta, că el îi unghi, eu bunic. Între bunic și unghi, diferență. La unghi înseamnă tinerețe, la bătrâni înseamnă oboseală. Mulțumesc că a slujit, Domnul să-l binecuvintez. Dar acum, nu știam de unde va citi Vasile, dați-mi voie să citesc și să mă audă Petrică, unde-i? Oare-i pe aici? Și Rareș. Dacă vă amintiți, în anul trecut, când era vorba despre Lois, atunci am vorbit despre bunici. Cum a, după textul pe care l-a citit Vasile în seara aceasta, după masa aceasta, primul cuvânt pe care l-a citit era tată. Și uitați-vă, e dorința Domnului Iisus cu care vine înaintea tatălui și îi spune: tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Și cred că aceasta e dorința celor doi tați. Și ai Rareș. Și Dumnezeu onorează asemenea dorințe. Tată, am auzit despre atâtea priorități pe care încearcă oamenii să și le pună în față. Seara aceasta, dragii mei, stimați părinți, stimați tați, prioritatea numărul unu este Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea atunci: tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat. Ce dorință înălțătoare pentru toți tații care sunt aici! Să nu cumva să începi ziua fără rugăciunea aceasta, să nu te gândești la amiază, la altceva când mănânci, la serviciu, că toate trec și rămân aici. Cu ceea ce vei pleca într-o zi sunt copiii pe care Domnul ți-a dat. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze în mod special toți tați. Promit că la următoarea binecuvântare vorbesc despre mamă. Acum nu știu a cui va fi. Dar în seara aceasta vreau să ne oprim gândindu-ne la ceea ce înseamnă tată. Tată. Mi-aduc aminte că într-o zi un tată pleacă de acasă însoțit de fiul lui. Avram era chemat de Dumnezeu. Și vă rog să vă gândiți, prima calitate a unui tată este cel care veghează. Și într-o zi, veghind asupra casei sale,
în familia aceasta a lui Avram se prezintă Dumnezeu. Și îi spune Avrame, uite ce e, ia pe fiul tău și du-te în țara Moria, pe muntele pe care ți-l voi arăta eu și fă ce-ți spun. Și tatăl acesta veghea. Vă gândiți ce era în inima unui tată să-ți iei fiul? Dar în cele din urmă s-a încredere în Dumnezeu și când ajungi la poala muntelui să-ți privești slugile și să le spui cuvintele acestea, rămâneți aici până ne vom întoarce, căci eu cu băiatul mergem pe munte, că trebuie să aducem jertfă lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Isaac vede că ceva nu-i la loc și se gândea că tatăl n-a vegheat de data aceasta, ceva i-a scăpat din vedere și îi pune întrebarea, tată, știi ce lemne avem? Foc este, dar te întreb ceva, tată, unde-i mielul de jertfă? Și cel care veghează exclamă cuvintele acestea, fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Ca tată! Și Dumnezeu a purtat de grijă. Ca tată? Trebuie să ai încredințarea aceasta. Eu îngrijesc, dar Dumnezeu poartă de grijă. Psalmul 127. Degeaba veghează cei ce păzesc o cetate dacă nu veghează Dumnezeu. Aleluia! Îmi doresc, frate Gicu, stimați slujitori, ca peste toate familiile să vegheze Dumnezeu. Și noi să fim aceia care să fim lucrători de împreună cu Dumnezeu. Ce înseamnă tată? Cel care veghează, Rareș. Și nu veghează numai asupra copiilor, veghează asupra tuturor lucrurilor care se petrec în casa lui. Veghează și asupra soției. Și știți, soțiile, Biblia spune că sunt vas mai slab, au nevoie să veghem și noi, să veghem și noi. Și când vedem că ele nu mai pot, să ne ridicăm noi noaptea și să spunem, facem schimb. Așa ne-am crescut copiii, că Doamne, greu a fost. Văd pe Ela, vorbeam cu soția și spuneam, tu 3 ore dormi, mie mi-e suficient 2, facem schimb, că ne îngrijim și Dumnezeu a purtat de grijă. 2. Ce înseamnă tată? Repede, gata. Cel care se îngrijește. Vă rog, stimați soți, îngrijiți-vă, dar aveți grijă îngrijindu-vă. Ce cuvinte scăpați din gură! Îmi amintesc în Cartea Judecătorilor, dacă veți citi în capitolul 11, veți găsi un tată, se chema Iefta. Omul acesta se îngrijea, dar se îngrijea și de lucrarea la care era chemat de Domnul și la un moment dat scapă niște cuvinte și face o juruință și versetul 35, tatăl spune că a exclamat, a strigat, ah, fiica mea, rău m-ai lovit. Îngrijindu-vă, vă rog, consultați-vă cu Dumnezeu ce trebuie să faceți și în același timp fiecare cuvânt să fie cântărit, că fiecare cuvânt este înregistrat de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al treilea rând, ce înseamnă tată? Cel care trudește și oferă. Trudește. Mă uit la toți tații care sunt aici și mă rog lui Dumnezeu să vă întărească Domnul. Numai dumneavoastră știți cât ați trudit în viață și poate la un moment dat vă întâlniți cu o realitate crudă. În Cartea Sfântă, Evanghelia, după Luca, capitolul 15, găsim un tată care a trudit și tatăl acesta avea 2 fii.
Și la un moment dat, tată îl trudește și oferă. Spune că a venit unul din fii și a strigat: tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine, că vreau să plec. Și tatăl a trudit și tatăl a oferit. Dar vreau să vă spun că ceva, că tatăl nu și-a pierdut nădejdea. Și dacă este vreun tată care a trudit, a oferit și spune: nu mai sunt șanse pentru ai mei, vreau să-ți spun că în versetul 20, după ce tânărul a luat decizia să se întoarcă, spunea că tatăl îl aștepta în poarta casei și de departe, când l-a văzut pe fiul lui că se întoarce, n-a așteptat să-i vie fiul la poartă și să-i spună cuvintele pe care le-a spus. Biblia adaugă și spune: tatăl a alergat înspre fiul, a căzut pe grumazul lui, l-a sărutat și a spus: înceapă sărbătoare. Tată înseamnă cel care trudește și oferă, dar oferiți cu măsura. Toate să aibă limită, să aibă măsură. Oferind mai mult decât trebuie, nu facem bine copiilor, ci s-ar putea să îi nenorocim. Puținul binecuvântat și în același timp în el să fie dragoste. 4. Ce înseamnă tată? Cel ce poartă poveri și purtați poveri. Doamne, câte poveri au purtat tații din Scriptură, auzeam vorbindu-se despre David, dar mă gândesc la ce poveri a purtat Isai, tatăl lui David, când într-o zi în casa lor intră omul lui Dumnezeu Samuel și era o mirare că un om al lui Dumnezeu să intre în casă, nu știa ce se întâmplă acolo și știți cum își trece fiii prin față, cei 7 și în cele din urmă, spune: nu mai ai niciunul, spunea: ba da, ăla-i mic, e neînsemnat, și așa mai departe, și spunea să vină și ăla și spunea: ăsta-i alesul Domnului, purtați poveri și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și închei cu ultimul gând, le-am scris aici în timp ce vorbea Vasile: cel care binecuvintează slujind. Stimați părinți, binecuvântați slujind. Și la încheiere vă spun, există un exemplu în Sfânta Scriptură de un tată care a binecuvântat slujind și greu i-a fost. Dar omul acesta, Iov, capitolul 1, se chema Iov, spune că era om neprihănit, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău. Și știți, a binecuvântat pe Dumnezeu slujind și în momentele cele mai delicate. Ce înseamnă tată, stimați tați? 1. Cel care veghează, Domnul să vă ajute. 2. Cel care se îngrijește. 3. Cel care trudește și oferă. 4. Cel care poartă poveri. 5. Cel ce binecuvintează slujind. Domnul să vă ajute tuturor să faceți așa și îmi spun și mie. Amin. S-a amintit aici, printre altele, că Timotei este un nume cu rezonanță, cu rezonanță biblică. Îngăduiți-mi să vă spun că nici Miriam nu este mai prejos. Cu mulți ani în urmă le spuneam fraților și prietenilor mei că dacă Dumnezeu ne va da o fetiță, îi vom pune numele Miriam. N-a fost să fie așa. Știți de ce aceasta? Miriam. Miriam este ebraicul pentru românescul Maria. Și nimeni nu poate să invoce pretenția că este un credincios evanghelic autentic dacă în cele spirituale n-a trecut pe unde a trecut Miriam. Ca să-L aducă în lume pe Domnul Iisus Hristos, ea a trebuit să pună pe altarul jertfei onoarea ei, dragostea ei
și viața ei. Chemarea ei este chemarea noastră fiecăruia. Spunea Apostolul Pavel, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. E chemarea mea și chemarea ta. E adevărat? Nu se poate face fără jertfă. Când cineva se întoarce la Domnul, strigă altul, auzi? Ar nebuni cu tare. Ei filează lămpile. De ce? Și-a lăsat legea. Cum legea? Păi, nu mai vin la discotecă. Nu mai spune bancurile pe care le spunea. Nu se mai implică în activitățile în care se implica. Cu alte cuvinte, a lăsat fără de legea. Când Hristosul ia ființă în viețile noastre, El este lumină și întunericul trebuie să dispară, se duce. Când Hristosul ia ființă în viețile noastre, atunci dragostea noastră, numărul unu, este pentru El. Și când Hristosul ia ființă în viețile noastre, atunci poți să mergi la sacrificiu suprem, dacă se cere, să-ți dai viața pentru El. Pentru că știi că nu suntem numai pentru aici și pentru acum, ci dincolo de aceste coordonate spațiu-timp ne așteaptă Stăpânul. Timotei slujitor, Miriam, o pildă din partea lui Dumnezeu și o provocare pentru fiecare dintre noi. Ne apropiem de momentul solemn. Fratele Nelo va lua pe brațe pe micuțul Timotei, fratele Vasile va citi cuvântul Scripturilor. Eu voi lua pe brațe pe micuța Miriam, fratele Vasile Lup va veni și va citi cuvântul din Scriptură potrivit și apoi, prin rugăciune, ei vom încredința în mâna Domnului. Haideți, pentru că este un moment solemn, să stăm ridicați. Sunt convins că atunci când voi citi cuvântul Domnului și biserica va răspunde cu amin, adică așa să fie, Domnul să-i binecuvinteze. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Timotei. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Timotei. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Timotei. Amin. Astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu, a spus Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Miriam. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Miriam. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Miriam. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, a zis Dumnezeu. Amin. Amin. Mă închin înaintea ta, Sfinte Tată, și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, îndreaptă-ți privirea înspre noi în aceste momente. În fața ta înfățișăm pe micuțul Timotei și te rugăm din toată inima, binecuvintează-l, Doamne. Știm că ce binecuvintezi tu rămâne binecuvântat pentru totdeauna și de aceea chem numele tău peste el. Îți mulțumesc că l-ai trimis în lumea noastră. Și îți mulțumesc, Doamne, că l-ai făcut o făptură atât de minunată
și sufletul nostru vede lucrul acesta. De aceea te binecuvintează sufletul nostru pe tine și te slăvește sufletul nostru. Mă rog, Doamne Dumnezeule, în clipele acestea să deschizi cămara binecuvântărilor tale și te rog, în primul rând, Doamne, scrie-i numele în cartea vieții și fă-l să fie cu adevărat un Timotei, un slujitor care să te slujească pentru tot restul vieții lui. Mă rog să îi binecuvintezi trupul cu sănătate, mă rog să-i binecuvintezi fiecare mădular și să-i dai o dezvoltare normală, Doamne, pentru ca astfel părinții și noi bunicii să ne bucurăm de lucrarea mâinilor tale. Mă rog să pregătești pâinea cea de toate zilele și te rog, Doamne, să faci ca îndurarea ta să se odihnească peste el în fiecare zi. Te rog, Doamne, păzește-l de paharul orfaniei și nu îngădui să guste din paharul acesta. Mă mai rog, Doamne, să îl faci ca în fiecare zi să crească în prezența Duhului Sfânt și în prezența părinților care veghează. Odihnească-se peste casa lor în durarea ta și astfel numele tău să fie proslăvit. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi fiecare zi din viața lui, să-l păzești până când într-o zi îl vei chema acasă, să fie, Doamne, ocrotit de tine. Mă rog să îl faci ca în fiecare zi, crescând, să poată să aibă, Doamne Dumnezeule, o părticică din caracterul tău și când va ajunge mare să fie un slujitor pentru numele tău, să fie un slujitor pentru împărăția ta, să fie unul pe care îl vei binecuvânta. Și chiar dacă Timotei plânge, noi cerem de la tine lucruri bune pe care te rugăm să îi le dai în numele dragostei tale și noi te vom binecuvânta în vecii vecilor. Doamne, îl încredințăm brațelor tale rugându-te să-i porți de grijă în fiecare zi și noi ne vom bucura de lucrarea mâinilor tale. Ne rugăm pentru părinți să-i binecuvintezi, Doamne, cu sănătate, să-i binecuvintezi cu pace, cu liniște și cu ajutor în fiecare zi, ori de câte ori te vor chema să le răspunzi și astfel vei fi lăudat și glorificat în toate. Amin. Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea ta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că și în seara aceasta tu ești marele vegheator care veghezi asupra cuvântului tău ca să-l împlinești. Peste această micuță cu numele Miriam s-a rostit cuvântul tău. Doamne Dumnezeule, credem, Doamne, că tu ești cel care împlinești cuvântul tău, Doamne. De aceea ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim, Doamne, pentru binecuvântarea pe care tu ai așezat-o peste această micuță, Doamne. De aceea te rugăm, Doamne, fă să se vadă lucrul acesta în zilele și în timpul care îi stă în față, Doamne. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să aibă o dezvoltare armonioasă, amin, și în înțelepciune și în statură, amin, Doamne. Ne rugăm în numele Domnului Iisus pentru nevoile ei spirituale și nevoile ei pământești. Amin. Ne rugăm în numele Domnului Iisus, Tată Ceresc, protecția numelui Tău să fie peste ea, garda Ta îngerească să tăbărască în jurul ei, Doamne. Și într-o zi, Doamne, când Tu vei striga pe aleșii Tăi, pe copiii Tăi, Doamne, ca să intre în prezența Ta în slavă, în glorie, nici Miriam să nu lipsească, Doamne. Ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru familia aceasta, Doamne, binecuvântările Tale, revarsele în continuare peste ei, Doamne. Înțelepțește-i, Doamne, învrednicește-i, Doamne, să-și crească copilașii în adevărul Tău, în cuvântul Tău, Doamne, să fie lumină și sare pentru ei în casa lor, Doamne. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântă-i pe ei ca părinți, Doamne, cu cele necesare, Doamne, cu sănătate în duh, în suflet, în trup, Doamne. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, acolo, Doamne, știm unde se înmulțesc numărul copiilor, Tu înmulțești numărul binecuvântării,
provocărilor, Doamne. De aceea mă rog să nu lipsească pâinea din casă, Doamne. Să nu lipsească hăinuța care e necesară, Doamne, pentru îmbrăcarea lor, Doamne. Dar mai mult decât aceste, mă rog, căminul acesta să fie un colț de rai, Doamne, unde în prezența Ta ei să Te slujească pe Tine. Tată scump care ești în cerul, ai în vedere biserica întreagă, Doamne. Ai în vedere pe toți cei prezenți la părtășie, Doamne. Cu toți avem nevoie de binecuvântarea Ta. De aceea ne încredințăm în mâna Ta cea totputernică și în numele scump și minunat al Domnului Iisus, îți mulțumim, Tată Ceresc, că Tu ne iubești și ne asculți. Amin. Iubite familii, după cuvântul Scripturilor, numele Domnului Iisus Hristos și copilașii aceia ce vă sunt încredințați pentru creștere și educare. Dumnezeu să vă vrednicească să vă faceți partea cu brio. Și știm că dincolo de lucrurile care ne iau pe noi prin surprindere, este Stăpânul, este Dumnezeu care veghează și controlează totul. Ajungi la finalul acestei părtășii prin fratele Rareș, să înălțăm vă rugăciune înaintea Domnului. Cu mulțumire venim înaintea Ta, Stăpâne Ceresc, și îți mulțumim, Doamne, Tată, că dincolo de strângerea noastră la oaltă aici, ai fost și ești Tu, Dumnezeule. De aceea, Doamne, credem că întâlnirea noastră, Doamne, Tată, a dus slavă și cinste numelui Tău, Doamne. Și de aceea cerem numele Tău în continuare să rămână peste casa noastră, peste familia Țudic, de asemenea, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, pentru slujitorii Tăi din seara aceasta, Doamne, Te rog să-i binecuvânți în continuare. Rămână, Doamne, pacea Ta peste casele noastre, peste familiile noastre la despărțire, Doamne, peste cei, Doamne, care poate auzi pentru prima dată, Doamne, lucrarea aceasta. Te rog să-i binecuvânți, Doamne, și fie ca, Doamne, Tată, cum se amintea aici, împreună cu toții, Doamne, să fim atunci în ziua când Tu ne vei chema acasă și, Doamne, împreună să auzim cu toții: veniți, binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția. Vrem cu toții să fim acolo împreună cu Tine. Îți mulțumim și ne încredințăm în continuare în brațul Tău. Rămână, Doamne Tată, în continuare numele Tău și protecția Ta peste noi. Îți mulțumesc și Te binecuvânt. Amin. Vă rog să recupați puțin locurile. Frații care au numărat banii care s-au adunat, ne anunță că dărnicia noastră se ridică la 6.663 de lei și 560 de euro. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă răsplătească, Dumnezeu să facă așa cum știe El, de unde s-a luat, să se pună înzecit, însutit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Serviciul de părtășie rânduit pentru seara aceasta se încheie aici. Mulțumim fraților care au venit să fie cu noi la părtășie. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumim tuturor celor care v-ați rupt din ocupațiile dumneavoastră și ați venit să petrecem timpul acesta împreună. Fie ca mesajul Scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu, să fi găsit un ogor bun în inimile noastre, unde sămânța aceasta să încolțească, să crească și să aducă multă roadă pentru gloria și slava Tatălui Ceresc. Pe toți vă binecuvântăm în numele Domnului și vă dorim în continuare o săptămână binecuvântată cu Domnul. Amin.